Iată, noi, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitații noștri de astăzi e Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara, și domnul Dan Marinescu, este consilier local USR la Vulcan. Domnul Poliana, bun, am înțeles asta cu dezvoltarea antreprenoriatelor, cu tot felul de soluții, ba fiscale, ba de birocratizare. Dar cu turismul ce facem? Că am auzit în campania electorală o grămadă de povești, nu de la dumneavoastră. Așa, toți veneau, toți să dezvoltăm turismul, să facem aia. Cum? Ok, hai, ce să facem? Noi avem câțiva piloni pe care deja putem să ne dezvoltăm în județ. Vorbim de turism, industria auto și industria energetică, unde avem oameni, avem niște baze. Auto, da? Vă referiți la fabricile automotive, de... da, avem deja fabrici de componente auto. În ceea ce privește turismul, noi avem un potențial pe care nu reușim să-l valorificăm. Nu reușim să ne promovăm suficient de bine la nivel internațional și ar trebui să promovăm nu doar obiectivele turistice, ci turismul de calitate. Ca să avem turist de calitate, în primul rând trebuie să avem oameni pregătiți care lucrează în domeniul turismului. Pentru că degeaba vorbim despre nu știu ce obiective pe care turiștii ar putea să vină să le viziteze, dacă noi nu avem oameni care să vorbească o limbă străină, care să lucreze în industria Horeca, nu avem infrastructură, sau angajații nu știu să se comporte cu clienții, nu știu să promoveze, nu avem ghizi bine pregătiți. Dacă vorbim de acele puncte de informare turistică, dacă vă duceți peste tot în județ, le vedeți cu lacătul pe ele. 80% din ele sunt închise. Și sunt doar sau angajații de acolo sunt prin primărie. Exact, angajații de acolo nu-și fac treaba sau nu știu să-și o facă, nici măcar aceia nu sunt profesionalizați. Sunt niște lucruri inutile și niște bani investiți inutil și cred că ar trebui în primul rând profesionalizați cei care și investiți bani în profesionalizarea celor care lucrează în industria turismului și în infrastructură și în promovarea la nivel internațional. Dar de ce să investesc eu bani să-l profesionalizez pe ăla care e pila primarului de nu știu unde și pe care primarul l-a angajat la Centrul de Informare Turistică ca așa a vrut mușchiul lui? De ce să investesc eu bani? De ce să-mi aduc un tânăr care termină o facultate de turism sau nu știu ce? Să-l dau afară pe ăla care e pila primarului, de exemplu. Nu vorbim de profesionalizarea doar a persoanei care stă în acel punct turistic. Vorbim de toată industria Horeca. De cei care lucrează în hoteluri, în restaurante, în cafenele, de ghizi turistici. Și aici vă referiți la cursuri sau mergem spre învățământul acela dual unde ar trebui calificați în serie de ospătar, barman, cofetar? Ar trebui și calificați înainte. Și de școală efectiv și de practică. Da. Pentru că nu știu dacă ați pățit vreodată sau dacă ați întâlnit vreodată o chestie asta să mergeți pe terasă sau într-un restaurant, să vină ospătarul, ospătărița, chelnerul, ce-o fi, să te întrebe ce să-ți dau. Ați pățit? Am pățit ca noi toți, cred că... Sau când te întorci, te răzgândești, mai vrei ceva și spune, nu puteai să spui de prima oară. Da, și din asta. S-a întâmplat și asta. Și cum ați reacționat, așa de curios? Noi suntem, noi românii suntem obișnuiți cu un astfel de tratament sau cel puțin nu ne șochează. Că nu ne șochează, ne-am obișnuit că mulți se comportă așa și nu ne șochează. În schimb, dacă vrem să facem cu adevărat turism, ar trebui să atragem turiști din străinătate aici și pentru ei e un șoc ca un ospătar să-i trateze la modul ăsta sau o cameristă într-un hotel sau să găsească, eu știu, pensiunea, nu știu, mizerie în hotel. Pe aia nu prea o găsește, că de regulă își face proprietarul curățenie. Și aici este o problemă pe care vă spun și dumneavoastră și le-am mai spus-o și altora. Ok, înțeleg, investim în turism. Foarte bine. Hotelurile sunt așa cum sunt. Majoritatea cazărilor din punct de vedere turistic în momentul de față în județul nostru sunt pe pensiuni, mai puțin pe hoteluri. Și acum ok, facem infrastructură, facem apă, facem canal, facem pliante, atragem turistul.
Dar proprietarii aia de pensiune au angajați, că probabil că 80% dintre proprietarii de pensiuni nu angajează pe nimeni, încasează bănuții, uneori nu dau factură, nu dau absolut nimic. Există un turist la negru, o față a turismului la negru, da? Și toți banii aia nu se reîntorc sub formă de taxe și impozite sau sub formă de salarii sau creare de locuri de muncă în comunitate. Asta în vreme ce administrațiile publice locale sau, mă rog, cine trebuie, investesc pentru o bună funcționare sau o dezvoltare a turismului. Dacă ați prins întrebarea mea în totalitate. V-ați pus întrebarea de ce evită să plătească taxe, chiar am da, ca să câștige cât mai mult. Din lăcomie. Pentru că nu pot, dar nici nu pot să suporte asemenea poveri fiscale. Dacă eu jumătate din munca mea, sau aproape jumătate, trebuie să o dau statului, nu am niciun interes. Și, în general, ei preferă să se afle undeva în zona gri, nu neagră. Nu zic că nu aveți dreptate sau că tot românul e lacom. Dar vreau să vă dau un singur exemplu. Vă aduceți aminte când s-a redus TVA-ul la alimente de la cât era? 22? La 9. La 9%. Da. A doua alimentele zi, de bază, da. Nu, și la tot. Și la, asta însemna inclusiv la masa servită în restaurant. Da? A doua zi, am luat nu știu câte restaurante la rând. N-am găsit niciun meniu redus cu diferența de TVA. Păi asta vă dau exemplu și la pompa de benzină. Când creștea barilul de petrol, automat se scumpea prețul la stația de combustibil. Dar nu, aici era vorba de reducere. Adică păi nu, și să vă dau exemplu. Da? Apoi a scăzut de la $110 pe baril, a scăzut la sub $10 barilul, iar prețul la stația de combustibil n-a scăzut deloc. Da. Deci, adică înțeleg asta, ok, bun, îți facem facilități, îți dăm să ție ca și antreprenor. Dar cred că și antreprenorul ar trebui educat într-un anume fel. Eu cred că atâta timp cât poverile fiscale și educația în sensul ăsta, că nu vorbim doar de TVA, sunt o grămadă de taxe ascunse, da, pe care nu le vedem la nivel macro. Da. Eu vă dau exemplu, orice antreprenor are nevoie de mobilitate. Dacă trebuie să-și înmatriculeze o mașină, da, are o grămadă, o mulțime de costuri. Dacă trebuie să vină din Valea Jiului, trebuie să meargă la Registrul Comerțului, odată, plătește niște taxe. La Registrul Autoromân, da? După aia merge la Administrația Fiscală, plătește alte taxe. Merge la primărie, plătește alte taxe, apoi se duce la serviciul de înmatriculări. Timp în care trebuie să-și facă o grămadă de documente și doar pentru înmatricularea unei mașini, consumă energie, timp, bani și așa mai departe. Păi și atunci dacă nu e mai bine statul, persoană fizică și faci contract de comandă? Se creează o modalitate, o mentalitate în care antreprenorul ajunge să zică dacă statul mă jupoaie de viu și îmi pune atâtea poveri, atunci nici statul nu merită ca eu să întorc parte din profitul meu. Da, asta cred că este o concepție majoritară. Pe deasupra, în loc să... ca antreprenorul să fie ajutat, la momentul la care deschide firma, se trezește. Control ANAF, control de la, eu știu, de la mediu, de la protecția consumatorului, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, da? Și omul ajunge să nu aibă încredere în stat, nu mai vorbim de faptul că plătește niște taxe care ulterior nu se regăsesc în bunăstarea populației și nu beneficiază de niște servicii eficiente. Și atunci, normal că antreprenorul, și nu doar antreprenorul, și omul de rând, care poate nu este antreprenor, evită să plătească taxe la stat, pentru că consideră că nu beneficiază de nimic din ceea ce el plătește. Da. Pentru că aceste controle, de care spunea și doamna președintă, nu vin degeaba. Ei, dacă vin, nu pot să plece cu mâna goală. Tot, chiar îți spun, trebuie să-ți dăm o amendă. Și niciunde nu găsești totul perfect. Deci caută până tot îți găsește ceva ca să-ți dea o amendă oricât de mică este ea. În loc ca statul să te ajute, exact, să te învețe, să completezi o declarație fiscală, să îți faciliteze, eu știu, partea asta de birocrație și să existe o cultură a prevenției, pentru că mulți greșesc din neștiință
Și atunci și sunt descurajați să înceapă o afacere, se simt încorsetați de o întreagă serie de documente, de acte, de lucruri pe care trebuie să le facă și renunță foarte ușor. Sau multe firme nu reușesc să devină sustenabile și să-și păstreze activitățile. Am înțeles. Bun. Dar care e povestea cu industria auto? Cum spuneam, avem câteva baze pe care județul nostru ar putea să se dezvolte. Avem Facultatea de Inginerie de la Hunedoara, avem companii de componente auto și se pot aduce, pentru că deja avem o forță de muncă pregătită sau care cunoaște domeniul, se pot dezvolta din nou afaceri în domeniul auto, se pot aduce noi investitori, pentru că există forță de muncă pregătită care s-a rulat în domeniu și care are cunoștințe de bază. Ar trebui să sprijinim mai mult inovația în domeniul ăsta, pentru că cu cât reușim să fim mai inovatori și mai proactivi, cu atât mai mult ne dezvoltăm și noi și reușim eventual să aducem și să atragem atenția investitorilor. Avem exemplu de la noi din județ, domnul Corneliu Birtoc Băneasă, care este premiat la toate, saloanele de inventică pe partea asta de auto, dar care nu reușește, în afară de faptul că ia premii, nu reușește să pună în aplicare sau să dezvolte o afacere în domeniul ăsta, pentru că statul nu facilitează așa ceva. Și în afară că are o medalie, da, în loc să reușim să dezvoltăm, să creăm niște hub-uri de inovație în domeniul ăsta, ca să putem să atragem alți investitori pe lângă cei pe care îi avem, da, gândiți-vă că industria auto se va reforma. Da? Vom merge, vom încerca să consumăm cât mai puțin combustibil fosil și să trecem pe mașini care circulă pe bază de energie electrică. Bun, acum asta cu mașinile, eu sincer în momentul ăsta nu cred că aș investi într-una, că am zis că au autonomie vreo 200 de kilometri. Din 200 de kilometri să mă apuc să mă încarc, dar mă rog, fiecare... Depinde, sunt acum, într-adevăr, adevărata provocare este stocarea energiei, da, inclusiv bateriile. Cei de la Tesla au început să dezvolte deja un proiect de autonomie de baterie care chiar merge până la 1000-2000 de kilometri. Nu? Parcă de și de unică folosință, după ce se termină... Nu am auzit asta. Știu că fiul meu de chestia asta. Elon Musk chiar a făcut această afirmație. Ok, la 1000, și provocarea lumii, atât de la industria auto, cât și în sistem energetic, este provocarea aceasta de a stoca energia. Și a reușit să o ții cât mai mult. Ceea ce, bun, eu cred că este provocarea viitorului. Domeniul ăsta energetic e unul de... E, a fost, nici nu mai știu cum e, de referință pentru județul nostru. Încă este și așa, cum spunea și Poliana mai devreme, atât și industria automotive. Și vă spun de ce. În momentul în care Sius a venit în Valea Jiului, eu am avut o discuție cu directorul lor, care era de loc din Vulcan, plecase de mulți ani din zona, și am spus de ce tocmai Valea Jiului. Și a spus, Dane, forță de muncă disponibilă în România la ora actuală se mai găsește în nord-estul țării și aici, la voi, în Hunedoara. Preferăm zona asta pentru că este mai aproape de vest, mai aproape de autostrăzi, și reușim să plecăm mai repede de aici cu marfa, cum spuneau. Dar aceeași problemă era că reconversia profesională. Și el mi-a spus, nu trebuie neapărat să știi cine știe ce ca să pui niște cablaje sau să faci niște cabluri pe panourile respective. Ori depinde, alții erau cu sisteme de frânare. Tot din acest punct de vedere vreau să revin la niște colegi și foști colegi și prieteni de-ai mei care au revenit în țară să investească în turism. Și spune, domne, am investit, dar nu ne ajută cu nimic statul. Păi la ce vorbim? Aici, în Valea Jiului, turismul este sezonier. S-ar putea dezvolta pe tot timpul anului. Depinde. Uitați, de exemplu, la Hunedoara aveți castelul sau cetatea. Asta se poate vizita sau se poate vizita în tot timpul anului. Ca să atragă turiști, mă refer, da, și să fie cazați. Da, de acum nu știu cât de mulți turiști vin iarna.
Că... În schimb, în Valea Jiului doar iarna. În schimb, se pot găsi modalități de a dezvolta turismul și pe timpul verii, toamnei, prin diferite... Haideți să vă spun o chestie. Nu mai știu cu cine am discutat-o, dar mi s-a părut foarte interesantă. Pe cuvânt că nu mai știu cu cine. Nu știu dacă nu cumva tot cu cineva de la noastră. Aveți acolo straja, da? Domnule, straja, tot complexul ăla, îmi spunea cineva... E aglomerat de cabane, de căbănuțe, de ciurci acolo, în vârful muntelui. Pe când la austrieci zice, nu e așa. La bază frumos, urci la pârt, e... chiar nu mai știu. La osești, la italien, dar uitați-vă mai aproape, la noi, la bulgar, la Bansko. La fel. Toate restaurantele, hotelurile, pensiunile sunt la bază. Sus, ok, mai găsești la jumătate o filigorie unde poți să servești un ceai sau o ciocolată caldă atunci când urci cu teleschiul. Da, mă gândesc că o să mănânci sau... Dar, în rest, te duci, schiezi și revii în oraș să cheltui banul, cum se spune așa, să crești economia locală. Bun, și atunci la noi de ce nu se poate face cu cap sau de ce nu se pot face cu cap astfel de lucruri? Eu mai am o vorbă, dacă se vrea, se poate. Poate nu s-a vrut. Sau din neștiință sau din neputință la început și s-a continuat așa. În schimb, că și chestia aia cu târguri. Eu trebuie să fiu la intrare, să-mi pun tarab aici, în gura târgului, că eu trebuie să vând mai mult decât ăla. În pasul Vulcan, la noi în Vulcan, da, încă se poate face acest lucru pentru că nu este așa de aglomerat. Dacă se gândește o strategie dorește de dezvoltare durabilă, urbană, inclusiv a turismului din zona, pentru că eu mai aveam în proiectul de guvernare locală chiar o idee de a transforma Vulcanul în stațiune turistică. Și aici nu mă refer la tot orașul. Pentru că acela trebuie împărțit pe zone. În funcție de plan urbanistic general, în planul urbanistic zonale, zonă turistică, zonă industrială, agro-industrială. Că... Bun. Și acum, având în vedere faptul că sunteți consilier local, ce se va alege de acest program de guvernare? Eu, împreună cu colegii mei, deja dezbatem în ședințe interne la USR Vulcan și construim proiectele respective pentru a le depune pe ordinea de zi în ședințele ordinare ale Consiliului Local. Deci, intenționat să inițiați. Sigur că da, cerem ajutor și de la județ. Doamna președintă ne-a oferit tot sprijinul. Totodată, revenind la partea turistică, tot de la dânsa am aflat, pentru că, într-adevăr, promovarea contează foarte mult. Și am aflat de la dânsa că, la nivel județean, promovarea turismului în județul Hunedoara este sub 1% din câte am înțeles. Banii investiți pentru muzee sunt sub 1%. Oricum, promovarea pe banii investiți, în general, dacă e să globalizăm tot ceea ce înseamnă partea de promovare, aia însemnând de la banii care se investesc în muzee până la partea de promovare efectivă pe toate canalele. Chiar dacă sunt investiți, sunt investiți ineficient și nu se văd în economie, nu se vede asta și nu se simte la nivel economic. La fel ca banii investiți în sănătate. Da? Avem aproape de 50%, dacă e să ne uităm la bugetul județului în anii anteriori și nu vorbesc neapărat numai de județul Hunedoara. Deci eu știu un caz în care o primărie în momentul ăsta va investi vreo 800 de milioane de lei vechi în pliante A4 pentru promovarea unei piste de biciclete care încă nu e construită, dar, mă rog, 800 de milioane de lei. Cum spuneam, pliante A4, chiar dacă există bani care se bagă în anumite domenii, este total ineficient ceea ce se face. Și noi asta ne propunem, să eficientizăm toate sectoarele astea, prin debirocratizare, prin creșterea nivelului salariilor și asta, prin profesionalizare și prin reducerea poverilor fiscale pe antreprenori și pe mediul de afaceri și prin atragerea de bani europeni. Înțeles. Unde noi suntem chiar foarte bine pregătiți. De ce candidați pe listele de senat? Exact de ce vă spuneam mai devreme. Vreau să-mi spuneți de al dracului și de ambițios. Sună interesant. Pentru a contribui la acel cadru legislativ care să faciliteze în zona din care provin eu personal atragerea de investitori, totodată pentru încurajarea și descurajarea abuzurilor. Eu vă spun sincer pentru că m-am confruntat la un moment dat cu un abuz făcut de un director dintr-o instituție publică. Iar în momentul, după 2 ani de zile după ce ne-am judecat, am câștigat acel proces, iar cel care a trebuit să plătească a fost compania respectivă și nu cel care a făcut abuzul respectiv. Păi, iar atunci mi-a venit, am zis, domne, pentru a descuraja a face acei oameni
să se gândească de două, trei ori înainte de a comite un abuz asupra unui angajat, cred că ar trebui lucrat puțin la o lege a abuzurilor. Că atunci când el știe că dacă el este vinovat, va trebui să scoată acele... Mie mi-au tăiat, de exemplu, mi-au tăiat salariul cu 40% în timp ce eram în concediu. Mi-au modificat contractul individual de muncă. Fără să doar pe... La ordin politic, da, da, vă spun sincer. Am câștigat după 2 ani de zile procesul, iar banii mi-au fost înapoiați de companie. În loc să... Cel care era vinovat, care a făcut-o intenționat, era... Curtem 30 de secunde fiecare ce le transmiteți celor care se uită la noi, am ajuns la final. Fiecare la cameră. Obiectivul nostru este dezvoltarea județului Hunedoara. Avem niște puncte pe care vrem să le atingem și asta înseamnă debirocratizare, înseamnă bani mai mulți în buzunarul hunedorenilor prin eliminarea suprataxării pe salarii și a suprataxării antreprenorilor și a firmelor și bani europeni, mai ales că vom avea noua politică industrială europeană și avem industrii care se pretează pe noua strategie europeană, cum este turismul, industria auto și industria energetică și ne vom asigura că asta se va întâmpla și că va crește nivelul de trai la noi în județ. Domnule Marinescu. Dragi hunedoreni, echipa USR Plus pentru Hunedoara este o echipă de oameni noi, profesioniști, implicați și dornici de o schimbare reală pentru a schimba cu totul practic viața atât a noastră cât și a concetățenilor care trăiesc în județul nostru. Prin sacrificiul pe care îl facem cu toții, pornind de la afacerile pe care le avem, la familiile pe care le avem, toate se datorează dorinței noastre de a schimba acest trai într-unul mult mai bun pentru noi și pentru cetățenii din jurul nostru. Poliana Hangan, președinte USR Hunedoara și domnul Dan Marinescu, consilier local USR Vulcan și candidat pentru Senatul României pentru alegerile din 6 decembrie, au fost invitați în studioul nostru. Sunt Adrian Simon, stimați telespectatori, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi, numai bine!